Echipa de fotbal sau a București a încheiat cu o victorie stagiul de pregătire din Antalya. Elevii antrenați de Marius Lăcătuș au învins cu 2 la 1 echipa secundă CSKA Moscova. Debutul meciului a fost dominat de roșialbaștri, Albaștri, care au avut prima ocazie prin Gheorghiță Constantinescu în minutul 8. 10 minute mai târziu, șutul lui Ștefan Pădureț a lovit bara porții adverse. Golul a venit firesc cu 2 minute înainte de pauză, când Alin Predescu a reușit să marcheze din pasa lui Mateus Medeiros. Moscoviții au reușit egalarea imediat după pauză cu un șut din interiorul careului. Meciul a devenit din ce, în ce mai aspru, iar în minutul 75, Alin Iordache a părăsit accidentat terenul. Sper să fie doar o contuzie și în două, trei zile să revin pe teren. Cu 3 minute înainte de finalul întâlnirii, Alex Mărgărit reușește să paseze în interiorul careului advers, de unde Alin Robu înscrie golul victoriei steliste. O fază lucrată la antrenament, pasă Mărgărit, portarul puțin ieșit și am încercat din prim. Mi-a ieșit. A fost o victorie muncită, dar s-au respectat toate sarcinile și am fost o echipă, ne-am ajutat unul pe altul și am dovedit că putem înfrânge orice echipă. Steaua încheie stagiul de pregătire din Antalya cu un bilanț de 3 victorii, 2 rezultate de egalitate și o înfrângere.